Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Dorina, unii prosofă. Împărate ceresc mânghietorile, Duhului de Vără, care pretutindene ești pe toate împlinești, Misterul bunătăților și dătător de viață, toată prostă. Vino și te sălășluiește în tine și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu toții, Tatăl nostru, care ești în cer, Sfințați Păi ne, asta e cea de toate zile. Dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre. Că Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici ce-i vin este drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric, ca morții și din veacuri. Mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Mi-am adus amintele zilele cele de demult, cugetat la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să bei Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn Celui ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine ale Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de săpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, căci eu sunt robul Tău. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numere Domnului. Către născătoare de Dumnezeu, acum cu o sârdie, să alergăm nepăcătoși și smeriți, și să cădem cu pocăință, strigând într-o adâncul sufletului. Stăpână, ajută-ne milosivindu-te spre noi, grăbește că pierim de mulțimea păcatelor. Întoarce pe robii Tăi deșezi, că pe Tine singură nădejde Te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vă întăcea născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile Tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-te. Cine n-ar fi izbăvit pe noi dintr-o atâta nevoi, sau cine n-ar fi păzit până acum slobos, nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum a sus și vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător, ce Te întoarce suflete către pocăință, ca desfânata care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă. Hristoase, cel ce revărsa cu culgeri mari izvorul tămăduirilor în biserica cea prea curată Fecioarei, doctorul sufletelor și trupurilor noastre, îndepărtează astăzi prin stopirea binecuvântării Tale toate bolile celor neputincioși. Preasfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează faptele noastre și cere iertare păcatelor noastre,
când cântăm noi cântarea cea îngerească și cântăm împreună, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Cu înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei citire, slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul, cere și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere ea, cel care caută află și cel care bate îi se va deschide. Sau cine între voi este omul acela de la care cere în fiul său pâine, îl se dea piatră, sau de va cere pește, îl se dea șarpe. Deci dacă voi, deși sunteți răi, știți să dați darul bun în fiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da cele bune. Cerul care cer de la dânsul, slavă ție, Doamne, slavă ție. Și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru robii Dumnezeu care sunt de față cu toți casele lor, pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și ca să vină peste harul Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm, miluiește! Să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a trăimii cel mai presus de fire, ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și zgonitoare a toată puterea cea potrivnică, Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi, de tot necazul mânia primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, Doamne, miluiește! Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm ție, Doamne, că ție se cuvine toată slavă, cinstă și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vino, Stăpâne, la robii tăi care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului Tău Duh, sfințește apa aceasta. Amin. Dumnezeule, cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vină, Stăpâne, la robii tăi care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului Tău Duh, sfințește apa aceasta. Amin. Dumnezeule, cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vină, Stăpâne, la robii tăi care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului Tău Duh, sfințește apa aceasta. Amin. Și fă-o cu puterea Duhului Sfânt ca să fie robilor tăi care vor gusta și se vor stropi, spre alinarea Duhului, spre iertarea păcatului, spre depărtarea tuturor relilor, spre credință, nădejde și dragoste de Dumnezeu și spre sfințirea acestei fântâni. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capetele voastre, Domnului să le plecasie, Doamne. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Doamne, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru,
atotitorul și atotputernice, care toate le prefaci și le faci cu voința ta, care prin locuri neumblate afli trecere cu înțelepciunea ta ce negrită și necuprinsă, care din piatră seacă ai făcut să curgă izvoar de apă și ai adăpat poporul cel însetat. Însuși, stăpânea toată, ascultă rugăciunea noastră celor păcătoși și ne dăruiește nouă la această fântână apă limpede, bună, îmbelșugată pentru trebuințe, nevătămătoare la băut, ca și într-o aceasta să slăvim preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Domnului să ne rugăm, Doamne. Dumnezeule cel mare și minunat, care cu bunătatea Ta ce nespusă, cu purtarea Ta de grijă cea bogată, chivernisești viața omenească, care ne dărui nouă bunătățile pământești și apa cea mare din vremea lui Moise pe făcut un dulceață pentru popor, însuși stăpâne iubitorul de oameni, prin însemnarea chipului crucii Tale, curățește fântâna aceasta de toată necurăția ce s-a aflat în ea. Și o sfințește cu Duhul Tău cel Sfânt pe a fi curată celor ce vorbea din ea, că Tu ești Dumnezeul nostru care binecuvintezi, sfințești și toată și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și bunul de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Însuși acum, stăpâne, în acest șas, prin chipul crucii Tale, curățește fântâna aceasta. Și sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și cântăm cu toții. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu sfântă crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu sfântă crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu sfântă crucea Ta păzește-ne poporul Tău. Se sfințește fântâna aceasta cu harul Preasfântului Duh și prin stopirea cu aceasta presfințită numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește fântâna aceasta cu harul Preasfântului Duh și prin stopirea cu aceasta presfințită numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește fântâna aceasta cu harul Preasfântului Duh și prin stopirea cu aceasta presfințită numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Ne rugăm Ți, auzi-ne și ne miluiește cu toții, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu. Zaharia, Gicu, Mari, Sionel, Eduard, Bolnav, Maria, Bolnavă, Dorina, Luminița, Bolnavă, Ioan, Vasile, Eugenia, cu toată familia. Dan, Viorica, Liliana, Cosmin, Alexandru, Mihai, Elena, Tereza, Tudor, Daniel, Codrina, Ștefanel, cu toată familia. Neculai, Maria, Mariana, Mihaela, Ionela, Sebastian, Jessica, Mircea, Laurențiu, Ionuț, pentru sănătatea și mântuirea lor. Gheorghe, Ciprian, Mari, Slicica, Lavinia, cu toată familia. Florin, pentru sănătatea lui. Adriana, Larisa, Maria, pentru sănătatea lor și ajutorul lor. Romeo, bolnav, Ioan, Maria, Eliza, Ionela, Patricia, Alin, Victor, cu toată familia. Ioan, bolnav, Virginia, cu fiii, cu nepoții. Luminița, Ioan, Elena, Cristinel, Luminița, Florin, Ramona, Andrei, Mihai, cu toată familia. Elena, Ian, cu Petrus, Vasile, Ionuț, Mariana, Angelica, Rudica, Liliana, Miloara, cu toată familia. Ioan, Dinel, Gabriel, Ionuț, Catrina, Aurelia, Veronica, cu fiii, Aneta, cu fiii, Doina, Marina cu familia, Dan, Mariana, Lilic,
Monica, cu familia Micaela, cu fiica Daria, Mariana, Constantina, Marina, Denisa, Constantin, Adrian, cu Eugenia, cu toată familia, Zaharia, Simeon, Dănuț, Adrian, Gelu, Ivan, Ion, Marița, Nelu, Nelu, Ion, Adrian, Ana, Nicu, cu toată familia, Ioan, Iliana, Daniela, Lina, Arman, Francesca, cu familia, Maria, Rodica, Florina, Adriana, Larisa, Lina, Alexandra, Geodat, Iulian, Rodica, Raluca, Denisa, Iulian, Luca, cu toată familia, Ioana, Nica, Paul, Claudia, Ionuț, Paula, cu familia, Iliana, Ioan, Maria, Liliana, Grațiena, Anca, Nicolae, Ana Maria, Nicolae, Maris, Mihaela, Iulia, Denisa, Florentina, Cristina, Maris, Ionuț, cu familia, Dorele, Nuța, Cristiana, 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 Nuța, Gavi, Florin, Mihal, cu toată familia, Părinte, Matei, familia, că eu n-am avut cu familia, și toți cei care țin de față, toți cei care ne-au dat nouă nevânt, vă să ne rugăm pentru ei. Pentru sănătate și mântuirea lor, Doamne, miliște, Doamne, Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și bunurea și mecii vecilor, amin. Cel ce-a înviat din morți este adevărat Dumnezeul lui. Pentru că cine prea curat în măcii sale, cu puterea cinstită de viață, făcătoare Hristi ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun de oameni viitor, amin. Cu toții stăpână, stăpână, primește rugăciunile nevremnicilor robilor te. Și ne izbăvește pre noi dintr-o toată nevoia și necazul, toată nădejdea noastră, spre tine, o bună Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pre noi, s-o sfințit acoperământul tău. Pentru că cine respinsele părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Da, mă, două vorbe. O să spun două vorbe, da? Da. Zice Mântuitorul nostru că cel care va da un pahar de apă celui însetat îi se va primi în împărăția lui Dumnezeu. Da. Și mă bucur că v-ați gândit ca la început de post să faceți o faptă bună, să reînnoiți un pic fântâna. Așa trebuie. Și nu doar atâta, ci da, v-ați gândit să o și sfințim. Dacă... Pentru că cu puterea lui Dumnezeu apa se face bună la băut, pentru că ea din diferite motive câteodată poate să fie vătămătoare la băut. Și atunci noi foarte bine chemăm de la biserică, chemăm preotul ca să facă sfințire și să binecuvinteze cu puterea lui Dumnezeu apa. Și vă îndemnăm ca postul care a început să îl ținem împreună cu toții, pentru că este un post ușor, cu foarte multe dezlegări la pește. Și în perioada aceasta a postului să facem milostenie, să facem fapte bune. Deci am început cu o fântână unde foarte multă lume vine aici, vin cei de alături, dar mulți oameni chiar îi văd aici, fie muncitori, fie care merg la pădure, opresc și iau un pahar de apă de aici. Și vă îndemnăm ca postul să urmeze, să-l continuați cu milostenie față de cei săraci și față de cei necăjiți, pentru că Dumnezeu iubește pe cei milostivi și chiar disprețuiește pe cei zgârciți. Pentru că noi tot ce avem și toate darurile pe care le avem, le avem de la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu milostiv este, și noi la rândul nostru trebuie să fim milostivi. Nu dăm un nume, ci vă felicităm pe toată lumea, pe fiecare dintre dumneavoastră. Și m-aș bucura ca data viitoare să rețineți când venim să mai sfințim o fântână sau o troiță sau altceva, întotdeauna să facem după amiază, dar am să vă las pe dumneavoastră să răspundeți de ce oare spune părintele asta. Cine știe să răspundă, primește un cadou. De ce să facem după amiază și nu imediat după slujbă? După slujbă. Nu termină slujbă. Păi nu, eu propun să facem după amiază. Omul se odihnește după ce vine de la biserică. Așa, foarte bine. Adică, dacă un singur om din zona aceasta vrea să meargă la biserică, pentru acela
trebuie să-i acordăm șansa să ajungă la Sfânta Biserică, înțelegeți? Un suflet face cât tot globul. Acum poate vin două suflete, sau mai multe suflete. Vă pune Dumnezeu putere. Da. Dar acum, deci nu o zic ca, nu ca o ceartă, nu, așa este, da. Ci o zic așa, ca să știm, altă dată, duminică, chiar și când am câte o mormântare, de exemplu, eu întotdeauna ca o să o pun mai târziu, 12:30, 1, numai ca o să spună, am timp să merg la biserică și eventual să merg și la mormântare, dacă îmi este. Da. Vremea ne-a salvat. Vă dorim bucurie sfântă de la Dumnezeu, multă sănătate și dacă vreți dumneavoastră, vă mai întreb ceva. Cum să vă stropesc, cu picătură sau ca oamenii, ca lumea? Da? Cum consider cu și dumneavoastră? Deci veniți aici, prilu, dați și noi. Așa, dați și la toți. Dar nu tu, câine! Haideți, treci matale, treci matale. Treci de-o parte, care treci de-o parte. Și mulți mici de prăjituri, o să servim și o prăjitură. Treci de-o parte, care cum treci de-o parte. Hai, așa rămâne. Hai, capanul. Trebuie să te slavă Domnului și pentru vremea da, mulțumim la toată lumea care contribuie la Sfântână. Acum când bătrânește Nina Zaharia, ce facem? Pe cine lăsăm aici consilier care să vină la biserică? Noi temeam la Domnul care stă aici să nu mai... Domnul Dan, nu? El este mai tânăr. Nu, doamna? Da, să rămână. Unde dacă a fost oameni cu părere de rău, dar pe la unul le-a prins bine. La Dumnezeu Zaharia să trăiască 100 și de ani. E foarte bună. Să trăiască ca în Italia, peste 100, nu? Bă, dar proste, Matei. Nu mai bine, da. Ne mate, dacă ai o prima, nu pleca tu, nu pleca tu. După arti, vin, stai. Ei, aia era altceva. Asta le-e pentru copii, ceva. Puteți să luați o toată lumea, da? Da, da, am fost pe disciplină, deci... Iată, să spun ajunge acum. Bravo, da, să trăiești. Ia, serviți, veniți la mine, am dat pe toată lumea. Hai, pe spate. Unde mai este un copil? Unde mai este?